Seara Urban Group TV ca lumea, suntem aici cu CTC, de la stânga la dreapta, Vlad Dobrescu, Deliric 1, DJ Paul și El Doctor. Pentru început aș vrea să vă întreb cum se numește ultimul vostru album, la ce casă de discuri e scos și ce părere aveți despre el. Frate, se numește Dificultăți Tehnice, nu o să fie ultimul nostru album. E primul album, frate. Primul. Așa a apărut la Rul. Și avem o părere foarte bună despre el, că altfel ni l-am fi băgat că, dacă nu le-ar fi plăcut. Ceea ce mă făcea pe mine să mă întreb la un moment dat referitor la această formație este cum a luat ea naștere, pentru că știu că e o poveste referitor la Elita și Armada. Cine poate să ne dea detalii? Fiți, în primul rând, www.ctcprezintă.com, să vină să citească istoria pe larg. Și acum facem un pic de așa, pe repede. Eu, Doctorul și Noanda am făcut o formație, Trilogia, prin 97, așa, pe, da? Ne-am apucat de treabă, Escobar pe atunci a cântat cu 210 și cu încă un băiat, erau ultima specie. S-au produs tot felul de combinații, la un moment dat 2-10 a venit cu noi, am făcut Elita, din Trilogia a ajuns Elita, el cu Cedric și cu Herbert și cu Alnac și cu Hăitașu și cu Smog, au făcut Armada, am continuat așa pe planuri separate, dar în paralel, tot o vărășie, am urmat casetele alea, rap, nu știu ce, Real Hip Hop 1, 2, Marfă 4, 3, nu știu ce. După care am mai continuat să mai scoatem noi melodii. Noi ne întâlneam pe la Escobar, el băga beat-uri ce făcea noi, noi ardeam pe freestyle toată lumea, ore în șir, așa. S-a întâmplat că eu cu Doctorul și cu Escobar eram mai prolifici, așa, scriam tot timpul, veneam cu chile de versuri, dădeam în continuu și mers. Noi am făcut acolo o combinație în claxon să tragem noi mai ieftin, îl păcăleam. Se aduce aminte că scria pe ușă în acest studio nu se fumează și cu pixul marțea. Exact. Ne amintim că moromeții au plătit în cârnați și mezeluri, deci se întâmplă multe lucruri de genul ăsta. Ok, ce v-a inspirat în muzica voastră, dacă v-a inspirat ceva? Na, ne-au inspirat multe și încă ne inspiră probabil, dar nu e vorba atât de inspirație cât de expirație. Da, am expirat. Așa, dar nu, e vorba să le asculți, gen înveți ceva din fiecare, dar nu e vorba de a le copia. Despre asta e vorba. Ok, CTC, Urban Groove, pace încă o dată și mai vizionăm ceva între timp.